Neața Răzvan, neața Dani, într-adevăr sunt la sala de gimnastică din complexul Linia Manoliu, unde de luni până sâmbătă Marian Drăgulescu se antrenează intens. Marian, neața, Marian, mă scuz că te deranjez. Neața. Ce faci, cum te simți? Ai început antrenamentele, văd. Da, am început din 4 ianuarie și, na, mergem înainte. Concursul încep deja din martie, avem două competiții de cupă mondială și după aceea avem campionatul european în aprilie, 10-14, așa că ne pregătim intens. Știu că anul trecut ai avut probleme, ai fost operat pe inimă, ce vești mai sunt? Mergi la controle? Nu mai merg la controle, într-o lună de zile eram apt pentru competiție, a fost o mică, să zic, aritmie, am avut niște extrasistole care s-au rezolvat printr-o intervenție chirurgicală, de atunci n-am mai avut probleme, așa că nu mai sunt probleme de acest fel. Anul trecut, într-adevăr, a fost un an pentru mine în care în prima jumătate a anului am avut probleme cu inima, în cea de-a doua jumătate a anului am avut probleme cu tendoanele de la picioare. Așa că anul ăsta sper să fiu sănătos în primul rând. Sper să am o pregătire constantă și să pot concura și să mă pot antrena așa cum doresc eu și să vin acasă cu performanțe. Spuneam mai devreme că de luni până sâmbătă ești aici în sala de gimnastică. În rest, când ai timp să te odihnești, să te relaxezi, ce faci în rest? Da, mă întrebai dacă mă găsești la sală. Că vrei să vii astăzi și ți-am zis că da, în fiecare zi, mai puțin duminica. Asta înseamnă sportul de performanță, asta înseamnă când vrei să intri în finale și să fii unul dintre cei mai buni din lume, ceilalți așa procedează, așa că cei care se antrenează mai mult, aceia au cele mai mari șanse să câștige medalii și să obțină rezultate foarte bune. Este an preolimpic, bănuiesc că visul tău este să ajungi la Olimpiada în 2020. Da, așa este. Anul acesta este un an foarte important, deoarece este anul în care noi ne calificăm la Jocurile Olimpice și îl voi trata cu maximă seriozitate. Îmi doresc să ajung la Olimpiadă. Cred că va fi ultima olimpiadă pentru mine. O să am 40 de ani, așa că cred că voi pune punct după aceste Jocuri Olimpice. Au venit sportivi tineri, puternici. Gimnastica nu este un sport foarte ușor, așa că sper să fiu sănătos și sper să ajung la olimpiadă și, de ce nu, să obțin medalia de aur, singura medalie care îmi lipsește din palmares. Argintul am, bronzul am, adică ce să zic, sper să fiu sănătos. Am foarte multe idei de elemente și de exerciții care mă pot pune, să zic așa, în bătălia pentru titlul de campion olimpic, așa că atât am doresc, să fiu sănătos și să am o pregătire constantă și evoluantă, să zic așa. Mersi mult de tot că ai fost astăzi alături de noi. Îmi pare rău că nu poți să ne arăți un exercițiu, dar data viitoare când venim sperăm că o să ne arăți. Răzvan Dani, înapoi la voi în studio.